Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit la un nou documentar. Astăzi, prieteni, aduc în atenția voastră informații din domeniul geopolitică externă. Mai exact, relațiile dintre Rusia și Republica Moldova, care devin din ce în ce mai tensionate și în care NATO se simte obligată să intervină. Încordarea între Moscova pe de o parte și Chișinău și Alianța Nord-Atlantică pe de altă parte s-a accentuat după câștigarea alegerilor de către Maia Sandu, fapt ce plasează Moldova mai aproape de structurile din Occident și mai departe de Kremlin. Haideți să vedem cât de rău se poate agrava situația. Secretarul general NATO a acuzat Moscova că încalcă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova prin menținerea trupelor sale în Transnistria. Aliații din NATO susțin cu fermitate integrarea teritorială și independența Republicii Moldova, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg, la reuniunea miniștrilor de externe din țările membre NATO de la Bruxelles de la începutul lunii, conform site-ului oficial al organizației, potrivit Agerpres. Aș dori să îl felicit pe noul președinte ales, Maia Sandu. Republica Moldova este un partener al NATO. Aștept cu nerăbdare să o întâlnesc la un moment dat, pentru că apreciem, desigur, și cooperarea cu Moldova ca partener al alianței noastre, a mai afirmat Stoltenberg. Vedem cum Rusia a desfășurat trupe prin încălcarea dorințelor diferitelor guverne din vecinătatea noastră, cum Rusia a anexat ilegal Crimea, cum continuă să destabilizeze estul Ucrainei, cum există trupe rusești în regiuni din Georgia și, de asemenea, cum există trupe în Moldova, în Transnistria, a mai declarat șeful NATO. Și această încălcare a integrității teritoriale a Republicii Moldova este încă un exemplu al modului în care Rusia, de prea multe ori, nu respectă dreptul internațional și integritatea teritorială a țărilor, inclusiv a Moldovei, a subliniat Stoltenberg. Declarațiile secretarului general al NATO intervin după atacurile concertate ale Kremlinului din ultimele zile împotriva președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că Rusia trebuie să-și retragă grupul operativ de trupe ruse, GOTR, din regiunea transnistreană, iar misiunea de pace rusească să fie înlocuită cu una civilă, cu mandat internațional, sub auspiciile OSCE și ONU. Potrivit Radio Chișinău, Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă că nu există niciun acord semnat de Republica Moldova prin care să fie permisă staționarea grupului operativ de trupe ruse creat pe rămășițele fostei armatei a 14-a AURSS în regiunea transnistreană, precum și a muniției militare. De la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, până la șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, responsabilii ruși au afirmat că retragerea trupelor ruse de menținerea păcii va duce la o destabilizare în regiune. Ori nu la asta se referise Maia Sandu, remarcă analiști de la Chișinău. Atacurilor Kremlinului li s-a asociat și președintele în exercițiu pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon, care a amenințat că va scoate oamenii în stradă pentru a apăra pacea în Transnistria, conform presei moldovene. Mai mulți analiști de la Chișinău au calificat reacția Moscovei la declarațiile Maiei Sandu cu privire la Transnistria drept disproporționată, ceea ce demonstrează în opinia lor că Kremlinul a fost deranjat de faptul că a suferit o înfrângere geopolitică în Republica Moldova, potrivit deschide.md. Totodată, lipsa unei reacții a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova demonstrează faptul că guvernul premierului Ion Chicu este minoritar și nu se bucură de susținerea majorității alegătorilor care au votat-o pe Maia Sandu, consideră analiștii Anatol Țăranu și Ion Tăbârță. Acesta din urmă spune că prin declarațiile cu privire la Transnistria, Maia Sandu doar a reiterat poziția președinților moldoveni de până la Dodon.
Această reacție disproporționată a Moscovei o putem interpreta că Moscova a suferit o înfrângere geopolitică în Republica Moldova. Igor Dodon trebuia să fie un fel de paravan al intereselor rusești în soluționarea acestui conflict. Nu exclud că în continuare oficialii ruși vor spune că poziția Maiei Sandu este de fapt viziunea Occidentului, în special a Statelor Unite ale Americii, spune Tăbârță. Politologul Anatol Țăranu apreciază că lipsa oricărei reacții din partea Ministerului Afacerilor Externe din Moldova demonstrează că guvernul Chicu sabotează acțiunile președintelui ales al Republicii Moldova. Lipsa unei reacții din partea Ministerului de Externe moldovean este remarcată și de analistul Nicu Popescu, fost ministru moldovean de externe în guvernul Maiei Sandu. În aceste zile, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova alege dacă această instituție exprimă poziția țării sau exprimă poziția unui fost lider politic respins de către cetățeni. Tăcerea de până acum a ministerului înseamnă nu doar desolidarizarea față de președintele ales, dar și desolidarizarea de valorile, tradițiile ministerului, cât și de consensul național față de acest subiect, subliniază analistul. GOTR, având misiunea oficială a apărării depozitelor de muniții sovietice din Transnistria, numără în jur de 1500 de militari în prezent, acolo, iar forța de menținere a păcii rusească aproape 500. Bineînțeles că reacția Rusiei la atacurile din partea secretarului general al NATO nu s-a lăsat așteptată. Trupele pacificatoare rusești se află în regiunea transnistreană în mod legal, susține Ministerul Afacerilor Externe rusesc. Am crezut că NATO are surse sigure și credibile de informații în vecinătatea alianței, așa cum a spus Stoltenberg, și că aceste surse i-ar putea spune despre acordurile ruso-moldovene relevante în acest sens, a declarat Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, informează Unii Media, care citează agenția TASS. Staționarea contingentului militar rus, care face parte din forțele comune de menținere a păcii, desfășurate acolo, și asigură protecția depozitelor din satul Kobasna, se realizează legal. Timp de 28 de ani de prezență a operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru, aceasta și-a dovedit eficacitatea, asigurând în mod fiabil pacea și stabilitatea în regiune, a mai spus Zaharova. După cum a subliniat Zaharova, Rusia se angajează să îndeplinească cu strictețe de către contingentul său militar mandatul și sarcinile operațiunii de menținere a păcii. Plecăm de la premiza că acest subiect se află în planul relațiilor bilaterale ruso-moldovenești. Aș dori să-l sfătuiesc pe secretarul general NATO să aibă grijă de membrii săi, în primul rând de Statele Unite, și de prezența ilegală a acestora, de exemplu în Siria, a adăugat aceasta. Reamintim că prezența militară rusească pe teritoriul Republicii Moldova, și anume în Transnistria, nerecunoscută și necontrolată de Chișinău, include două componente: Gruparea Operativă a Trupelor Rusești, OGRV, și Contingentul de Menținere a Păcii. De la începutul anilor 90, forțele ruse sunt desfășurate în Transnistria, un teritoriu prorus care s-a separat de Moldova după prăbușirea URSS. Soldații ruși participă în special la o operațiune de menținere a păcii în cadrul unui acord de pace semnat în 1992 și care a pus capăt unui conflict armat între Chișinău și Transnistria, conflict care s-a soldat cu 1000 de morți. Potrivit site-ului Comersant, prezența militarilor pentru menținerea păcii este garantată de acordul referitor la principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Acord semnat pe 21 iulie 1992 de liderii de atunci ai Rusiei și Republicii Moldova, Boris Yeltsin și Mircea Snegur. Însă, OGRV, care numără în jur de 1000 de soldați și ofițeri dislocați de asemenea în Transnistria, nu este privită de autoritățile moldovenești în contextul operațiunii de menținere a păcii.
autoritățile moldovenești nu recunosc statutul oficial al acestor militari. Încă în 1999, la summitul OSCE de la Istanbul, Rusia și-a luat angajamentul de a-și retrage trupele și munițiile din Transnistria, însă nu și l-a respectat. În iunie 2018, Adunarea Generală a ONU a adoptat de asemenea o rezoluție care face apel la Federația Rusă să-și retragă militarii din Republica Moldova. Oficialii de la Moscova au calificat rezoluția drept o manevră de propagandă și au subliniat că aceasta se opune eforturilor de reglementare a situației în Transnistria, întreprinse sub egida ONU. Practic, fiecare președinte moldovean a declarat că militarii OGRV trebuie retrași din Republica Moldova, iar munițiile din satul Kolbasna, pe care aceștia le păzesc, trebuie retrase. Totodată, vineri 27 noiembrie, Igor Dodon nu a ratat ocazia să o critique pe Maia Sandu, în fața căreia a pierdut recent alegerile prezidențiale. Dodon, ale cărui prerogative prezidențiale se încheie la sfârșitul lunii decembrie, a declarat că nu va permite agravarea situației în Transnistria și în legăturile Moscovei cu Chișinăul. Au fost câteva declarații de neînțeles făcute de noul președinte în legătură cu Federația Rusă, cu Transnistria, a declarat Dodon într-un mesaj video postat pe pagina sa de pe Facebook. Nu vom permite repetarea anilor 90, când conducătorii țării lansau la Chișinău lozinci de genul Geamantan, Gară, Rusia. Vom face tot posibilul ca să menținem pacea și liniștea în țară prin toate mijloacele legale, adăugând că, dacă trebuie, voi scoate oamenii în stradă ca să apere pacea. În mesajul său, Igor Dodon a subliniat că Republica Moldova este o țară parlamentară și decizia va fi luată de Parlament, indiferent de declarațiile președintelui nou ales. În Parlamentul Republicii Moldova, care este alcătuit din 101 parlamentari, nu există o coaliție de guvernare. Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate, PAS, deține doar 15 fotolii de deputat, iar Partidul Socialiștilor, al cărui lider informal este Igor Dodon, are 37 de fotolii de deputat. Maia Sandu intenționează să îndrepte în viitorul apropiat această situație. Între altele, Sandu insistă asupra demisiei guvernului, fapt care va atrage după sine și dizolvarea Parlamentului. Deocamdată însă, partidele de dreapta, adică din opoziție, nu au suficiente voturi pentru aceasta. Igor Dodon declară de asemenea că trebuie schimbată componența legislativului. În acest Parlament nu există o majoritate, el nu corespunde alegerii făcute de cetățeni în 2019. Organul legislativ trebuie și va fi dizolvat, a remarcat președintele vineri 27 noiembrie. Într-adevăr, după părerea sa, va fi mai bine să fie organizate alegeri parlamentare în 2021, în primăvară de vreme, preferabil în vară ori în toamnă. Dodon a remarcat faptul că în acest moment guvernul se află într-o situație foarte dificilă în lupta împotriva crizei, pandemiei și secetei și demisia miniștrilor va băga țara în haos. Totuși, o asemenea amânare i-ar putea da lui Igor Dodon timp să-și consolideze în jurul său propriul partid al electoratului prorusesc. Încă de pe acum, el face pași activi în această direcție. Pe 26 noiembrie, el a propus Parlamentului o nouă lege privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii, inclusiv pentru protejarea limbii ruse. Iar cu o zi înainte, socialiștii înregistraseră în Parlament un proiect de lege privind ridicarea interdicției, privind difuzarea programelor analitice și de știri ale posturilor de televiziune rusești. Dodon a lăsat să se înțeleagă, după plecarea din funcția de șef al statului, va conduce Partidul Socialiștilor, care îl susține. Decizia finală va fi luată în cadrul Congresului Partidului, care va avea loc pe 30 decembrie. Dar ce cunoaștem despre Transnistria și de ce ar vrea Rusia să o invadeze?
uneori cunoscută sub numele de Transnistria, pentru alții se cheamă Republica Moldovenească Pridnestrovie sau simplu Pridnestrovie. Orice nume am folosi, Transnistria rămâne o regiune care s-a rupt de Moldova, o țară situată între România și Ucraina, care constituie ceea ce ar fi granița dintre Moldova și Ucraina. Interesul vis-a-vis de Transnistria a crescut rapid în martie 2014, mulțumită parțial remarcilor făcute de generalul Philip Breedlove, comandantul suprem al NATO în Europa, în timpul unei sesiuni de întrebări de la un forum Bruxelles. La granița estică a Ucrainei există suficiente forțe ruse cât să poată da o fugă și până în Transnistria, dacă se ia o astfel de decizie, a spus atunci Breedlove. Și asta ne îngrijorează, a adăugat el. Jurnaliștii au început imediat să speculeze. Rușii se adună la granița cu Ucraina ca să se pregătească de un blitzkrieg prin toată țara pentru a ajunge la statul Transnistria. În realitate, Breedlove a continuat să vorbească despre diferența dintre capabilități și intenție. A spus că Rusia clar are capabilitatea necesară să ducă la capăt o astfel de operațiune, dar intenția Rusiei este mult mai dificil de determinat. Transnistria s-a rupt de Moldova în 1990 pentru că oamenii de acolo credeau că Moldova se va alipi României și se pare cetățenii transnistreni nu voiau sub nicio formă să devină români. Au început niște lupte crâncene, iar în 1992 pacea s-a restabilit datorită parțial unui contingent de 1500 de trupe ruse. Țara nu a fost recunoscută internațional și a rămas o zonă neutră în urma conflictului, un stat înghețat. Și, la fel ca multe alte state înghețate, este un loc perfect pentru contrabandă. Crima organizată este la ea acasă, în Transnistria. Deși oamenii din Transnistria par foarte doritori să facă parte din Rusia, le place foarte mult și să dețină controlul asupra propriului destin, după cum se vede din câte voturi au avut loc pe tema asta. Un vot în 1989 pentru crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești Pridnestrovie, un vot în 1991 pentru a rămâne în Uniunea Sovietică, un vot în 1995 pentru a permite trupelor ruse să rămână în țară, un vot în 1995 pentru stabilirea anumitor aspecte ale independenței și un referendum în 2006 tot pentru rezolvarea unor chestiuni de independență. Asta înseamnă 6 voturi pentru independență, dependență, interdependență sau codependență în 25 de ani. Dar astea sunt vești grozave pentru amatorii de speculații, mulți vorbitori de rusă, republică independentă populată de fani ai războiului rece și trupe ruse deja pe teritoriu. În plus, dacă Rusia ar prelua Transnistria, Ucraina ar avea trupe rusești la 3 granițe în loc de 2. Asta ar însemna că rușii ar pune mâna apoi pe Odessa și ar lua ce a mai rămas din coasta Ucrainei. Transnistria din Republica Moldova este privită la nivel internațional și de guvernul Republicii Moldova ca o regiune autonomă a Moldovei, denumită Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului, UATSN. Dar, în fapt, și-a declarat independența, sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, cu capitala în Tiraspol. Acest lucru a provocat declanșarea conflictului din Transnistria. Regiunea are o populație majoritar slavă, vorbitoare de limba rusă. Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!